Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Elocventă și dinamică, dacă te-ai născută la 19 iunie, poți găsi întotdeauna o scuză plauzibilă pentru orice act impulsiv sau exprimare. Ai tendința să acționezi și să vorbești fără prea multă gândire. Deși uneori astfel de impulsuri te aruncă în necazuri mari, cel mai des vei pronunța exact ceea ce ai nevoie sau faci ceea ce este cel mai potrivit în această situație. Spontaneitatea și animația tinerească sunt dovada sincerității tale. Chiar dacă oamenii nu sunt de acord cu cuvintele sau faptele tale, ei apreciază convingerea ta și înțeleg că ai dori ce este mai bine. Cu același succes, întruchipesc ce este mai bun și ce este mai rău din om. Ești rare ori vizitată de apatie, iar acțiunile și faptele pe care le comiți, invariabil provoacă o reacție puternică din partea altora. Chiar și prezența ta fizică poate provoca un efect minunat, dar și antagonism, cu toate acestea, perseverența și hotărârea ta sunt întotdeauna vrednice de admirație. Ești foarte convingătoare și intenționată, știi perfect ce vrei în carieră, în autoeducație, în materie de stabilirea unei familii și a stabilității financiare. Semnul tău zodiacal aparține constelației Gemeni. Gemenii sunt direct legați de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități, disponibilitate pentru orice situație, conștientizare, gândire logică, spontaneitate. Dispunând de, de înalte abilități mentale, dar inconsecvent în decizii, poți fi foarte controversată, deoarece constelația ta apare pe cerul înstelată doar spre sfârșitul lunii mai, ești supusă influenței Mercurului. Datorită lui, te distingi prin elocvență și înțelepciune, iar diplomația și abilitatea de a organiza și desfășura diverse evenimente te fac un partener minunat în muncă. Tresătura cea mai cunoscută a personalității tale este impermanența. De asemenea, trebuie să lucrez pe cont propriu mereu, deoarece tendința născută de a minți și de a înșela te poate împiedica să menții relații bune cu cei dragi. Pentru mult se pare că ești foarte frivolă, dar aceasta este doar o consecință a unei minți creative și dornice de comunicare. Tu ai nevoie de sprijinul celor dragi, pentru că nu ai prea multă încredere în sine. Cu toate acestea, planeta călăuzitoare Mercur, te-a înzestrat cu multe calități pozitive, ai o imaginație foarte bine dezvoltată, astfel că devii ușor lider și sufletul petrecerilor. De asemenea, simbolizezi tinerețea și frumusețea, vitalitatea ta nu se usucă nici măcar la bătrânețe. Guvernatorul tău astral este Mercur, planeta Mercur este responsabilă pentru un sentiment de confort, precum și capacitatea de a gestiona banii. Mercurul este favorabil jurnaliștilor, vânzătorilor, călătorilor, alergătorilor și chiar infractorilor. Planeta ta în exil este Jupiter, lui Jupiter îi poți mulțumi pentru incapacitatea de a separa principalul de secundar și pentru promiscuitate. Principalele tale trăsături sunt spontaneitatea, impetuozitatea și elocvența. Aceste lucru este exprimat prin faptul că adesea mai întâi vorbești și apoi gândești. Desigur, se întâmplă că aceste lucru duce la greșeli și neînțelegeri, dar mai des, paradoxal, o naivitate atât de tânără cauzează simpatie în alte persoane. Tu poți justifica oricare dintre acțiunile tale, chiar și cele mai stupide și nebunești, în ciuda stilului de viață al adolescentului veșnic. Tu simți exact ceea ce ai nevoie și ceea ce nu este permis într-o anumită perioadă de timp sau în anumite circunstanțe. Prin prezența și acțiunile tale, pui de obicei în mișcare tot ceea ce te înconjoară. În același timp, tu nu recurgi la presiune deschisă, dar uneori te dovedești a fi fără compromis, chiar dacă acest lucru este în detrimentul tău, tu consideri că orice compromis este o trădare a propriilor convingeri și idealuri poți fi extrem de incendiară, capabilă să faci chiar și pe cei mai pasivi indivizi să se miște. Convingerea profundă și neînfricarea ta pot servi drept exemplu pozitiv pentru cei din jurul tău. Și, deși metodele tale de stimulare a altora pot părea la început un remediu foarte puternic, Uneori o bună scuturătură poate fi chiar utilă pentru cei care nu sunt obișnuiți să se miște problema reală pentru tine poate fi incapacitatea sau nechipzuința de a recunoaște limitele capacităților tale în cadrul rolului care ți este atribuită de societate. Afișarea presiunii excesive sau impunerea unor cerințe prea stricte asupra altora, riscă să-ți rupă gâtul sau să intri într-o situație dificilă. Poate că stresul nu te împiedică să strălucești, dar perspectiva de a fi în mod constant sub jugul tău nu este prea tentantă trebuie să analizez cu atenție ce efect are activitatea excesivă asupra oamenilor apropiați, care, probabil, nu sunt întotdeauna gata să urmeze acest ritm. Dacă vei avea o idee clară despre ceea ce se întâmplă în jurul tău și în sine, vei putea să eviți comportamentul emoțional și să-ți îmbunătățești șansele de succes. Te distingi față de alți nativi din gemeni prin astfel de trăsături speciale, ești veselă, logică, erudită. Îți place să experimentezi și să rătăcești în mod nebun în dragoste cu cineva care te poate surprinde și cu ceri serios, dar nu cu imprudență și curte primitivă, ci cu mișcări elegante și non-standard. Cum afectează data de 19 iunie soartata? Ai o personalitate extraordinară cu calități multiple. Calitățile negative și pozitive se împletesc în tine. Alegerea depinde în întregime de conștiința ta interioară, energică și activă, uneori alarmez pe alții, în acțiunile tale, de regulă, cauți sensuri ascunse și nu reușești să găsești confirmarea speculațiilor tale, faptul este că ai tendința să te uiți dublu în ochii celorlalți, ești înzestrată cu o determinare specială, tu literalmente demolesc totul în calea ta, mergând către un scop specific. Principiile morale nu te pot împiedica să faci lucruri, fiind în locul unui subordonat, vei căuta să te perfecționezi cu tot felul de metode, poți crea o căsnicie minunată și puternică și îți petreci tot timpul pentru a asigura bunăstarea financiară și un microclimat pozitiv în familia ta, tu protejezi cu grijă tradițiile și obiceiurile, îți place să petreci vacanțe de familie și cu invitați, și dacă ai ocazia să mergi într-o excursie, atunci cu toate rudele, îți pasă și de generația mai în vârstă, nu uiți să te adresezi permanent părinților și să le acorzi atenția cuvenită. Bunăstarea ta financiară nu este realizată totdeauna într-un mod onest, uneori folosești diferite trucuri sau folosești toate conexiunile pentru câștiguri materiale. Tu nu vei intra niciodată în afaceri fără să știi mai întâi că vei fi plătite integral. Plata poate fi nu numai în numerar, ci și servicii sau cadouri. Toată viața trebuie să lupți cu tine însă. Îți fluctuațiile de la o parte la alta te bântuie peste tot. Luând un lucru, se pare că nu mai este atât de interesant pentru tine și te agiți pentru ceva nou. Deci, începând mai multe treburi în același timp, lași totul neterminat sau oferind ocazia ca alții să termine totul pentru tine. Și dacă în adolescență este oarecum permis această atitudine, la vârsta adultă devine enervantă și obositoare. Singurul lucru în care ai stabilitate este în respectul pentru sănătatea ta. O monitorizezi întotdeauna cu atenție, trecând cu timpul pe la toți medicii necesari. Dragoste și compatibilitate Ești îndrăgostită de un ideal romantic, inventând o poveste de dragoste perfectă pentru tine, dar dacă tensiunea apare într-o relație, plictiseală și monotonie, prefer libertate și independență. Alianțele emoționale armonioase se vor dezvolta cu berbecul și vărsătorul, aceasta deoarece berbecul îți va da pasiune, nu te va lăsa să te plictisești și te va energiza, la rândul său. Vărțătorul împărtășește dorința ta de libertate, atitudinea ta frivolă și aventuroasă. Riscul este ca vărțătorul să devină autosuficient și să te expulzeze când ție lumea mai dragă, fără niciun semn de avertizare. Uniunile familiale cele mai liniștite și mai rafinate sunt cu reprezentanții semnului tău zodiacal. Gemenii te pot captiva cu farmecul și intelectul lor, iar cu natura lor neobișnuită și rafinată, adaptabilă, poți construi relații pe termen lung, poate fi o relație excelentă ce se va dezvolta permanent, o uniune interesantă, dar inegală te așteaptă cu leul, dar aici există riscul de a acumula oboseală din cauza patosului său excesiv, dar și datorită indiscreției sale primitive. Capricornul Fecioara și Taurul sunt prea pasivi și previzibili pentru tine. Aceste alianțe sunt sortite eșecului. Racul cu sânge rece și slab te poate aduce la disperare. În această uniune nu există puncte de contact. Cu un reprezentant din balanță sau scorpion este puțin probabil să faci casă comună, să trăiți sub același acoperiș. Balanța este mult prea indecisă și lentă. Iar scorpionul va încerca în permanență să te manipuleze, vei simți în permanență transpirația rece a trădării, în raport cu aceste două semne zodiacale, ești pe etaje diferite, fără scări și lifturi între ele, sau chiar mai rău, în blocuri diferite. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Tu ești un fel de ceas deșteptător care poate să trezească orice leneș. Oricare dintre acțiunile tale provoacă un răspuns luminos de la ceilalți și se pare că nu ești capabilă să faci ceva neobservat. Chiar și numai prezența ta provoacă bucurie sau sentimente neplăcute pentru alții. Ești încăpățânată și hotărâtă până la extrem. Știi clar ce vrei să obții din viață, ceea ce te așteaptă în viața de familie, în muncă, în educație și în ceea ce privește securitatea financiară, tu stai ferm cu picioarele pe pământ, ești o fire practică, în ciuda modului în care trăiești, îi exciți pe alții ca și cum a fi o piatră aruncată într-un iaz, iar cercurile concentrice se îndepărtează de locul impactului, cu toate acestea, tu rare ori zdrobești direct sau dai o comandă, în schimb dai impresia unei persoane foarte dure, foarte adesea, un compromis în ochită este o trădare a idealurilor și credințelor tale, cu toate acestea, curajul, convingerea și dedicarea ta, sunt un exemplu excelent pentru alții, îi trezești, îi scuturi pe toți cei care sunt împovărați într-o rotine sau leneși, pentru a face ceva ce tu dorești, prin exemplul personal, trezești în astfel de oameni în sentimente de rușine și de jenă se întâmplă deseori ca la început să provoci respingerea, deoarece oamenii sunt invidioși și nu le place că tu reușești, mai ales dacă subliniezi și le oferi sfaturi. Dar oamenii din jurul tău te respectă atunci când văd cum lucrezi. Poți fi un consultant excelent, administrator, consilier, sănătate și boli. Tu prezinți un risc ridicat de îmbolnăvire datorită faptului că ești prea activă. Ar trebui să fii atentă la efectele negative ale activității tale excesive asupra sănătății. Trebuie să eviți excesul de forțe psihice, să nu te îndepărtezi de critica realității din jur. Bunăstarea poate fi realizată prin crearea condițiilor confortabile atât pentru muncă, cât și pentru viața personală. Nu trebuie să ignori simptomele bolilor incipiente sau ale depresiei. Echilibrul psihic este o condiție necesară pentru menținerea unei forme fizice sănătoase, de asemenea, sentimentul de nemulțumire, supra-solicitarea fizică, conduce la sănătatea ta proastă, trebuie să-ți planifici munca și treburile casnice în așa fel, pentru a simți mereu confort și mulțumire, și atunci vei fi sănătoasă și fericită este foarte important să găsești o armonie interioară între yin și yang, între masculin și feminin. Dieta pe care astrele o recomandă este destul de variată, cu mâncăruri rafinate și rare. În sport, nu trebuie să te supra-soliciți, este mai bine să faci exerciții cu o intensitate moderată și să alegeți cele mai pașnice sporturi, să mergi mai mult pe jos, să înnoți destinul și norocul. Vibrațiile din această zi sunt de așa natură încât te trebuie să ți îmbunătățești spiritualitatea, să te angajezi în dezvoltarea de sine, astfel încât să nu intri în haos. Ești talentată, înzestrată cu abilitatea de a te întâlni cu orice persoană, eliminând cu ușurință toate diferențele și evitând în mod de diplomatic colțuri ascuțite. Îți place să călătorești, să schimbi domeniul de activitate folosind talentele și persistența ta, vei putea să-ți asiguri condiții bune de trai pentru tine însă îți sfaturi pentru tine. Cea mai mare problemă pentru tine este incapacitatea ta de a accepta granițele și cadrele pe care le oferă viața socială. Uneori, ești prea împovărătoare, prea exigentă, ceea ce duce, în cele din urmă, la probleme. Trebuie să-ți amintești faptul că hiperactivitatea ta nu este întotdeauna plăcută altora, poate chiar să rănească sau să înstrăineze oameni apropiați și dragi, ar trebui să-ți reconsideri principiile morale, tot ceea ce faci duce la protest și indignare printre altele. Schimbă-ți tactica, învață cum să faci bine și se va întoarce cu siguranță la tine îți va fi util să fii mai atentă la sentimentele tale și la sentimentele și starea de spirit a celor apropiați. Aceste lucruri te va ajuta să eviți supraîncărcarea emoțiilor și, în cele din urmă, să ajungi mai ușor la succes. Ar trebui să crezi că nu este întotdeauna necesar să treci peste obstacole și să le depășești? Uneori poți gândi și aștepta sau găsi un ocol. Dacă îți vei schimba tactica atacului frontal direct, atunci îți va fi de folos. Ce cadouri ți se potrivesc? Tu tolerezi mult mai ușor ca uitat cineva să te felicite decât alte semne, astfel încât te nu atragi cadouri de o importanță foarte mare. Pentru a-ți face plăcere un dar, este foarte simplu. Este important să fie dăruită din inimă și să fie exact ce vrei. Nu este dificil să știe cineva ce vrei. Este suficientă doar să discute, să te lase să visezi în ajunul sărbătorii tale și toate dorințele vor fi imediat exprimate. Prin natura ta bești sărbătorile și oamenii din jurul tău. Dacă primești bilete la film, după ce ai vizionat acest film va fi cel mai interesant film din viața ta. Căști pentru telefon, imediat se dovedește că setul cel vechi nu era deloc bun și că darul s-a dovedit a fi mai bun ca niciodată, fiind inteligentă și bine citită nu vei fi niciodată dezamăgită de darul intelectual, de exemplu, o carte electronică, o colecție de filme documentare sau o enciclopedie. Dacă ar fi să primești o bijuterie, ar trebui să-ți aleagă un lanț sau colier de argint. Este mai bine să nu primești unele, deoarece ele semnifică o constrângere a libertății tale. Prețul unui cadou nu este practic important pentru tine, atenție este importantă. Poți fi fericită doar cu atenție, o grămadă de nimicuri în cutimice asortate poți să te distreze și, în același timp, comentariile care vor acompania procesul de desfacere a ambalajelor, pot fi asemănătoare cu un monolog al lui Nael Zărescu. Cu ambalajul nu excelezi, este puțin probabil să-ți atragă atenția asupra lui, este mai interesant pentru tine ceea ce este înăuntru dar nu este o curiozitate care te conduce. Te bucuri că e mai multe din cel ce dăruie, decât ceea ce a adus, dar tu iubești darurile cu înțeles. Este mai bine să nu ți se dea șiuri chinezești inutile. Chiar și ustensilele de bucătărie vei fi bucuroasă să se primești și nu vei da niciodată impresia că nu ai nevoie de ceva dar vei găsi cu siguranță o aplicație pentru tot și vei povesti cu siguranță mai târziu cât de importante s-au dovedit a fi lucrurile primite. Florile oferite de ziua ta de naștere ar trebui să fie de un violet blând într-o vază. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.